la întâlnirea noastră săptămânală. Ultimele întrebări au fost legate de acest sistem de două bile pline, una în apă, una în aer, confecționate din același material și legate printr-un fir care trece peste doi scripeți. Știm de asemenea că sistemul este în echilibru. Iar întrebările au fost următoarele. 1. Cum se vor mișca bilele dacă le schimbăm locurile? O punem pe 1 în locul lui 2 și invers. 2. Cum se vor mișca bilele dacă înlocuim bila 1 cu una mai mare, dar confecționată din același material? 3. Cum se vor mișca bilele dacă amândouă își dublează diametrul? Și 4. Dacă există și situația în care ambele bile se ridică, urcă, de unde vine energia necesară? Primul lucru care trebuie observat este acela că bilele sunt confecționate dintr-un material cu densitatea mai mică decât cea a apei. Și acest lucru reiese din faptul că bila 1 trage de fir în sus, adică are tendința de a se ridica. Dacă am tăiat firul, chiar s-ar ridica. Ceea ce înseamnă că forța arhimedică care acționează asupra ei este mai mare decât greutatea ei, deci densitatea ei este mai mică decât densitatea apei. În consecință și densitatea bilei 2 este mai mică decât densitatea apei, deoarece cele două bile sunt confecționate din același material. Am putea să ne gândim la lemn, de pildă. Bilele ar putea fi confecționate din lemn. Ca să găsim răspunsurile, trebuie să înțelegem două lucruri legate de forța arhimedică. Primul este ceea ce a înțeles Arhimede cu peste 2000 de ani în urmă, și anume că forța cu care un corp este împins în sus când este scufundat într-un fluid, lichid sau gaz, este egală cu greutatea fluidului dezlocuit, adică a fluidului dat la o parte de corpul care este scufundat în fluid, deci a unui volum de fluid egal cu volumul corpului. Pentru întrebările noastre, este important să înțelegem că asta înseamnă că forța arhimedică este proporțională cu volumul corpului. Dacă volumul crește de N ori, atunci și forța arhimedică crește tot de N ori. Apoi, al doilea lucru care trebuie înțeles este cum apare forța arhimedică, care este mecanismul care o produce. Ea apare datorită faptului că presiunea într-un fluid crește odată cu adâncimea. De pildă în apă, cu cât suntem mai adânc, cu atât mai mult fluid apasă asupra noastră și mai mare devine presiunea. Și asta înseamnă că dacă ne gândim, de pildă, la un corp de formă sferică, presiunea medie pe jumătatea de jos este mai mare decât presiunea medie pe jumătatea de sus. Pur și simplu pentru că jumătatea de jos este mai jos, este mai adânc în fluid. Și datorită acestui fapt, forța de presiune care împinge corpul nostru în sus este mai mare decât forța de presiune care îl împinge în jos, așa cum vedeți în desen. Iar diferența dintre aceste două forțe este forța arhimedică. Dacă forța arhimedică este mai mare decât greutatea corpului, corpul se ridică, urcă, de pildă un balon umflat cu heliu în aer sau o bucată de lemn în apă. Dacă forța arhimedică este mai mică decât greutatea corpului, corpul coboară. Din ceea ce am spus, rezultă că și asupra bilei 2, care se găsește în aer, acționează forța arhimedică produsă de presiunea aerului. Dar aceasta este neglijabilă în condițiile problemei noastre, pentru că acest corp este mic și gândiți-vă cât cântărește aerul care ar încăpea în acel volum, ținând seama de faptul că densitatea aerului este de vreo 830 de ori mai mică decât cea a apei. Așa că trebuie să ținem seama doar de forța arhimedică care apare în apă. Deci asupra bilei din apă acționează trei forțe, așa cum vedeți în desen. Forța arhimedică, care o împinge în sus,
și două forțe care trag de ea în jos, greutatea ei și tensiunea din fir. Iar asupra bilei din aer acționează greutatea ei și tensiunea din fir, care trebuie să fie egală cu greutatea, deoarece suntem la echilibru. Bila este în repaus. Firul este întins, deci trage bila 1 în jos, iar forța cu care face acest lucru este deci egală cu greutatea bilei notată cu 2, bilei din aer. Așa că avem ecuația, forța arhimedică este egală cu suma celor două greutăți, care ne arată că forța arhimedică ține cele două bile. Forța arhimedică le ține, nu le lasă să coboare. Și acum, deoarece v-am spus că putem găsi răspunsurile și fără a apela la formule și calcule, voi încerca să fac acest lucru. 1. Dacă schimbăm corpurile între ele, suma greutăților lor rămâne evident aceeași. Greutățile lor nu se schimbă. Dar forța arhimedică scade, deoarece acum avem un corp mai mic în apă, adică este dezlocuită o cantitate mai mică de apă. Și înseamnă că noua forță arhimedică nu mai poate echilibra cele două greutăți. Deci corpurile vor coborî. 2. Dacă înlocuim bila 1 cu una mai mare, crește diferența dintre forța arhimedică și greutatea bilei 1. Adică bila 1 va trage mai tare de firul care o leagă de bila 2. Știm acest lucru și din experiență. Un balon mic cu aer cald nu poate ridica mai nimic, dar un balon mare poate ridica o nacelă cu oameni în ea. Iar dacă crește forța cu care bila 1 trage de fir, amândouă corpurile se vor ridica. 3. Dacă dublăm diametrele bilelor, volumele lor cresc de 8 ori, pentru că volumul este proporțional cu raza la puterea a treia. Dacă ne gândim la bila 1, această creștere de 8 ori a volumului înseamnă că și greutatea ei crește de 8 ori și forța arhimedică crește de 8 ori, deoarece amândouă forțele sunt proporționale cu volumul. Și asta mai înseamnă că și diferența dintre forța arhimedică și greutatea bilei 1 crește de 8 ori. Dar tot de 8 ori crește și greutatea bilei 2. În concluzie, diferența dintre forța arhimedică și greutatea bilei 1 este și acum egală cu greutatea bilei 2. Deci avem echilibru în continuare. Așa că dacă dublăm diametrele bilelor, avem echilibru, bilele rămân în echilibru. 4. După cum ați văzut, în cazul în care punem în locul bilei 1 o bilă mai mare, ambele bile urcă. Dar ca să ridicăm ceva, trebuie energie. De unde vine această energie? Aceasta era întrebarea. Să ne gândim la un caz mai simplu. O bilă din lemn este ținută cu un fir de fundul unui vas cu apă, așa cum vedeți în desen. Știm că dacă se rupe firul, bila urcă spre suprafața apei. De unde vine energia necesară ridicării bilei? Dacă avem un sistem mecanic izolat, în care avem doar energii potențiale gravitaționale, și la un moment dat un corp începe să urce, ca în cazul pe care tocmai l-am descris, înseamnă că un alt corp trebuie să coboare. Altfel ar crește energia sistemului și ar fi încălcată legea conservării energiei. Asta se întâmplă și în sistemul nostru. În timp ce bila din lemn urcă, coboară apă. Volumul de apă dezlocuit de bilă, în timp ce aceasta urcă, se găsește tot mai sus. Ceea ce înseamnă, de fapt, coborârea unui volum de apă, egal cu volumul bilei, pe aceeași distanță pe care urcă bila. Este ca și când am avea bila de o parte a unui scripete și de partea cealaltă o bilă de gheață, pentru că apa nu stă legată de fir, cu masa egală cu masa apei dezlocuită de bilă. Și bila de lemn poate să urce,
deoarece coboară bila de apă, apă solidă, gheață, dar asta n-are importanță pentru ceea ce discutăm. Așa că, și în cazul în care cele două bile din întrebarea noastră urcă în vasul cu apă, coboară un volum de apă egal cu volumul bilei 1, iar energia necesară ridicării ambelor bile provine din energia potențială gravitațională a apei care coboară. Întrebarea de azi are legătură cu întrebarea la care tocmai am răspuns, dar nu vă pot spune acum mai multe, vă rog să așteptați până săptămâna viitoare. Avem un balon cu heliu, de care este legată printr-un fir elastic de greutate neglijabilă, o bilă, așa cum vedeți în desen. Bila are densitatea mai mare decât a aerului, deci ar cădea dacă n-ar fi legată de balon. Cele două corpuri sunt în echilibru în aer, sistemul nici nu urcă, nici nu coboară. Iar firul este, bineînțeles, întins, deoarece balonul are tendința de a se ridica, iar bila de a coborâ. Și acum să presupunem că ducem acest ansamblu de două corpuri într-o cabină dintr-o navă cosmică care se găsește, ca să simplificăm lucrurile, departe de orice planetă sau stea și se mișcă uniform cu viteză constantă din inerție în direcția și sensul arătate de săgeată. Acolo, fiind imponderabilitate, nu există nici greutăți și nici forțe arhimedice, așa că cele două corpuri vor fi în echilibru indiferent, adică vor sta acolo unde le punem, să spunem că au pozițiile pe care le vedeți acum. Dar, la un moment dat, nava cosmică începe să frâneze, iar întrebările sunt următoarele și se referă la ce se întâmplă în timpul frânării. 1. Vor rămâne cele două corpuri în poziția din desen sau își vor schimba poziția? 2. Firul se va întinde sau nu? 3. Ansamblul celor două corpuri va avea tendința de a se deplasa spre dreapta sau spre stânga sau nu va avea această tendință? Și 4. Ce se întâmplă cu cele două corpuri dacă tăiem firul elastic care le leagă? Am și o rugăminte, aș prefera să trimiteți răspunsurile în prima săptămână prin e-mail ca să nu influențați răspunsurile altora. Dar voi accepta, evident, răspunsurile indiferent pe ce cale ajung la mine. Mai mult, am de gând să prezint răspunsurile originale și interesante cu acordul vostru, bineînțeles. Mulțumesc pentru atenție, succes pe săptămâna viitoare!